În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Predica va și fost ținută. Nu-i nimic cu neputință atunci când Duhul Sfânt lucrează și vine peste om. Din cântarea care s-a cântat la strană. Dumnezeu este singurul și minunatul care poate să facă minuni. Cine este Dumnezeu mare ca Dumnezeu nostru? Tu ești Dumnezeu care le faci minuni. Ca să înțelegem praznicul de astăzi, trebuie să recapitulăm două lucruri simple. Unu, necesitatea pogorârii Duhului Sfânt peste Fecioara Maria, care are argument în capitolul facerii în Sfânta Scriptură, căderea lui Adam și ridicarea omului. Iar tu, femeie, vei zdrobi capul șarpelui. Deci, iată prima mărturie pentru care Duhul Sfânt trebuie să se coboare pe pământ. Și ce are loc ca interior în taina aceasta a pogorârii Duhului Sfânt peste Fecioara Maria? Sfințirea, deci, seminței umane prin puterea Duhului Sfânt, ca ea să fie lipsită de ce? De moartea cea veșnică și de unitatea, dacă vreți, energiei negative cu diavolul. În momentul în care omul a făcut neascultare de Dumnezeu, s-a întunecat, s-a opacizat, a căzut din ceresc în pământesc, iar odată cu căderea și-a agonisit moartea cea veșnică, care n-avea rădăcină în Dumnezeu, ci în diavolul care l-a sfătuit. Acum vine Dumnezeu, întoarce sfatul diavolului, întoarce sfatul diavolului în virtute, iar Fecioara Maria se legitimează cu al doilea răspuns și spune așa: de ce îmi vestești mie zămislire când bărbat nu am, poftă cu dulceață de nuntă n-am cunoscut și căsătorită nu sunt, deci nu este vorba de familie. Și închipuiți-vă că această taină avea loc în momentul în care Fecioara era o copilă de 13 ani în templul lui Solomon. Dar ce ne spune înțeleptul Zaharia și marele profet Zaharia despre această fecioară? Din momentul în care Ioachim și Ana au adus-o la 3 ani la templu, ea a suit singură scările templului construit de Zorobabel și a spus și a cântat psalmii treptelor la fiecare treaptă. Deci iată, așa se cheamă Catisma 18 sau psalmii treptelor. Citiți în psalmi. În momentul în care Fecioara a intrat în templul lui Solomon, primul lucru care l-a făcut a fost dusă în Sfânta Sfintelor, pentru că era mai sfântă decât Sfânta Sfintelor. Nu Sfânta Sfintelor o sfințea pe Fecioara Maria, ci Fecioara Maria avea să sfințească Sfânta Sfintelor odată pentru totdeauna. Și cineva va spune cum? Simplu. Unde a fost Sfânta Sfintelor, astăzi este o moschee musulmană, numită Moschea lui Omar. Exact pe Sfânta Sfintelor, pe piatra unde stătea sicriul legii cu drugii de aur învelit în aur și cu cei doi heruvini sculptați cu aripile întinse care umbreau sicriul. În locul unde s-a pogorât Duhul Sfânt, peste Fecioara Maria, într-o casă smerită și mică, care a crescut și pruncul Iisus, în care a trăit și Iosif, și Maria Calogotnică a lui Iosif, este astăzi biserică. Deci, biserica cea vie și raiul cel cuvântător. Deci, Fecioara Maria și-a atras prin Duhul Sfânt trei mari particularități. Despătimirea este lucru pentru care luptăm și noi, în acord cu Sfinții și cu învățătura patristică. Sfântul Serafim de Sarov, menirea creștinismului este de a agonisi Duhul Sfânt. Lupta creștinului este de a se izbăvi de patimi. Iar lupta Sfinților este de a se uni cu Dumnezeu. Ce a făcut Fecioara Maria? S-a izbăvit de patimi, a agonisit Duhul Sfânt și să vedem în ce mod a agonisit Duhul Sfânt. În momentul în care îngerul, și eu n-am să iau cântarea de la strană, că este puțin incompletă, ci o să merg pe tropar. Porunca cea cu taină, luând-o într-o cunoștință cel fără de trup. Adică îngerul. Care era taina?
era de fapt taina întrupării Fiului lui Dumnezeu și de ce rămâne taina, ne-o spun Sfinții Părinți. Și aici vreau să vă atrag atenția asupra acestui lucru, pentru că nu este comentat de mine, ci de Maxim Mărturisitorul și de Simeon Noul Teolog. Deci dacă Adam a căzut, Hristos l-a mântuit. Dar dacă Adam nu cădea, Hristos tot se întrupa. Aici trebuie să înțelegeți. Deci întruparea lui Iisus în Fecioara Maria nu este rodul căderii adamice sau necesitatea căderii adamice, ci este un dar al lui Dumnezeu de a urca omul în îndumnezeire. Deci într-o treaptă superioară. Și în momentul în care mă justific, vă aduc aminte așa. Omul, când a fost creat de Dumnezeu, a avut trup înduhovnicit, dar coruptibil. Că așa spune Scriptura. Și l-a făcut pe om cu voie de sine stăpânitoare și l-a lăsat în mâna sfatului său. Deci omul lăsat în mâna sfatului său a ales calea de dreapta sau calea de stânga. Calea de dreapta ascultă de Dumnezeu și mănâncă din pomul vieții, care era de fapt și împărtășania primilor oameni în rai. Era vorba de potirul lui Hristos, de Euharistia nevăzută, care stătea la îndemână sub prezența unui fruct, dar unui pom luminat încărcat de puterea Duhului Sfânt, iar pomul cunoștinței binelui și răului, cum spune Inocențiu de Odessa, era pomul obișnuit, lipsit de orice virtute, dar cu scop de a stârni pofta. În momentul în care omul îl pierde pe Dumnezeu, intră în poftă. Ce înseamnă pofta? Înseamnă alimentarea simțurilor. Înseamnă dezmorțirea simțurilor. În momentul în care bei, tot vrei să bei. În momentul în care desfrânezi, vrei tot să desfrânezi. În momentul în care faci rele, dorești să faci rele. Iată Fecioara Maria, de la 3 ani până la 13 ani, această etapă de ședere în templu, a trăit-o în îndumnezeire. Și cum? Zaharia, spune Ioan Damaschinu și Simeon Metafrastul și găsiți în prologe. Fecioara Maria adeseori era văzută de către profetul Zaharia, ce avea ochii minții deschiși, fiind hrănită de îngeri din cupa cu mană. Deci ce primea? Hrană dumnezească. Unde mai întâlnim acest lucru? Încă într-un singur loc în Sfânta Scriptură. Când Elisabeta moare în pustiul Iudeii, la Iencaren, unde l-a născut pe Iisus, pe Ioan Botezătorul, cel care se salutase cu Iisus și a săltat în pântece, în momentul când la un an de zile Elisabeta a murit în peștera unde era pruncul, îngerul a preluat rolul de mamă, îngropând pe Sfânta Elisabeta și ce se întâmplă mai departe? Îngerul va hrăni cu mană pe Ioan Botezătorul și va trăi asemenea cum au mâncat iudeii în pustie mană, când cârteau împotriva lui Dumnezeu și spuneam, ne-ai scos de la Faraon, acolo aveam carne, aveam muncă, aveam de toate, acum ne-ai adus să pierim de sete în pustie și de foame. Și în momentul respectiv, Ioan Botezătorul s-a umplut de Duhul Sfânt și a învățat toate legile pământului să le tâlcuiască și să le dea oamenilor pe tavă. Adică, voi să fiți cu dreptate, voi să negustoriți cu dreptate, voi să vă mulțumiți cu leafa, voi să nu faceți rău, voi să ascultați de mai mari voștri, tot felul de sfaturi pe care le dădea omul venit din fundul pustiei în mijlocul cetății, la Vita Vara, la Iordan. Lumea, de fapt, eșa ca la un circar. Băi, cine-o fi și omul ăsta îmbrăcat în piele de cămilă, încins cu o funie, cu sandale în chicioare și cu un toiac și nebărberit și nespălat. Dar, de fapt, era Sfântul lui Dumnezeu, înainte mergătorul și botezătorul Domnului. Cine era Fecioara Maria? Era prunca care avea să odihnească pe Dumnezeu sub vreme. Era, spune foarte frumos, în imnul acatist al Rugului Aprins, preluat de la Ilie Miniat, episcopul de Calavitria. Cine este aceasta? Frumoasă ca zorile și curată ca dimineața. Este împărăteasa rugăciunii, este rugăciunea întrupată. Deci iată cine era Fecioara Maria. Era chivotul lui Dumnezeu, era altarul lui Dumnezeu, era scaunul de heruvime al lui Dumnezeu, era porumbița necuvântătoare care a dus măslinul în corabie, era scara lui Iacov, era lâna lui Gedeon stropită cu rouă, era muntele cu umbra deasă, era muntele ce purta piatra din capul unghiului la Avacum.
Deci iată cine era Fecioara Maria. Și în momentul în care îngerul vine, se legitimează. Sunt trimis de la Dumnezeu. Mă spăimântez, a strigație. Spune în cântare, într-o paru dogmatic. Mă spăimântez, a strigație. Și atunci Fecioara îi spune din nou trei fraze la obiect care vor dovedi că este în acord cu Duhul Sfânt și cu ceea ce învățase ea din Scripturi în templul lui Solomon, în camera Fecioarei. N-am cunoscut bărbat, n-am cunoscut poftă bărbătească, n-am cunoscut zămislire sau împreunare. Atunci îngerul vine și îi spune, ceea ce va fi în tine este de la Duhul Sfânt. Bucură-te cea plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Și atunci Fecioara Maria întreabă din nou, poate fi o înșelare ca Evei oarecând? Deci iată câtă înțelepciune la o copilă, iată câtă înțelepciune la prunca lui Ioachim și Ana, care nu s-a născusă din plăcere, ci tot din rugăciune s-a străduit Ioachim și Ana și la bătrânețe au putut-o zămisli pe Fecioara Maria, pentru că ei, sterb și bătrân fiind, au îndrăznit să se ducă la templul lui Solomon, să ducă și ei un dar. Și atunci i s-a har arhiereul, s-a mâniat și s-a bulversat. Așa, nu vi rușine, veniți voi la altar, blestemați, sunteți în Sion, că n-ați adus sămânță și îndrăzniți să întindeți darul înaintea altarului. Și ce a făcut? Ana s-a dus pe Valea Hozevei, pe pârâul cedrilor, în munte și s-a pocăit și a plâns. Ioachim s-a dus și el pe Valea Cedrilor în munte cu oile și a stat în rugăciune și au primit deodată vestea. Vei avea o odraslă, o vonda bisericii. Nici n-am mai spus cum, de ce fel, parte bărbătească, femească. O vonda bisericii. Ana, la fel, era în rugăciune. Veți avea o odraslă. Vei rămâne grea. O vonda bisericii. Deci iată cu câtă certitudine și convingere dăruiau bisericii ceea ce nici măcar nu aveau. Și atunci, într-adevăr, la 3 ani, când Fecioara a fost dusă în templu, Zaharia a dus-o în Sfânta Sfintilor să sfințească Sfânta Sfintilor, că avea să nască ce? Chipul cel nou al lui Dumnezeu. Trebuia să-l nască pe Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Adam cel din tâi s-a născut om cu suflet viu. Ce înseamnă om cu suflet viu? Nu ragem, nu lătrăm, nu cotcodăcim, nu chițcăim, nu meunăm, vorbim. Deci avem darul cuvântului, este cel mai mare dar, asemănarea cu Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit cu Adam în cuvinte omenești. Alt Adam cu suflet viu, sufletul nostru este nemuritor. Deci noi nu mai murim niciodată. Toată destrăbălarea acestei vieți, casă, masă, vilă, mașină, copii, plăcere, nebuneală, toate se sfârșesc la 60 de ani, la 70 de ani, la 80 de ani, la 90 de ani, la 100 de ani. Dar unul din Sfinții Părinți au spus așa, nu de viață mă cutremur eu sau de moarte, ci de veșnicia ei. Aici 20 de ani mergi cu X5. Dar alte miliarde de ani după viața cea trecătoare, cu ce vei merge? Pe aripile Duhului Sfânt, dacă l-ai agonisit. Deci, vedeți? Aici mănânci tot ce-ți place, dar acolo vei mânca din Dumnezeu cel veșnic. Și nu mai ai nevoie de nimic. Și merele frumoase, și strugurii frumoși, și sarmalele bune, și prăjiturile dulci, și merea de albine, și vinul cel mai ales, și... Mă rog, tot ce inventează omul, ați văzut, acum sunt 70.000 de feluri de meniuri de mâncare. Dincolo de mormântele nu valorează că acolo începe o viață în care noi trăim în Duhul Sfânt. Acolo Hristos, în slava Lui cu Sfinții Îngeri, ne hrănesc din cupa Duhului Sfânt. Și de ce spun lucrul acesta? Ca să înțelegeți că Fecioara Maria a înțeles prima lucrul acesta. Și ce îi spune îngerului? Oare nu e o înșelare ca Evei oarecând? Și cineva o să zică, cum a fost înșelată Eva? Simplu, vă spune cântarea 8-a din Octoi. Frumos și bun la mâncare era rodul ce m-a omorât. Iată ce frumos. Dar ferice de omul care mănâncă din rodul Hristos și în veac nu mai moare.
Căutați-l la Octoi, la cântările glasului Octoia. Deci iată de ce fecioara nu vroia să primească vestirea. Nu o contraria, nu o contrazicea, dar o verifica într-o cunoștință. Nu se folosește termenul de conștiință, pentru că vine alt sfânt al Filocaliei, la Filocalia Părintele, și spune așa, conștiința lucrează în om de două ori. La virtutea păcatului adoarme și ai justificare la orice, las că nu-i păcat, las că nu-i păcat, las că nu-i păcat, sau un termen omenesc pe care noi îl folosim foarte des. Ce face toată lumea, o-i face și eu. Ce s-a întâmplat cu toată lumea, s-a întâmplat și cu mine. Uite, noi băgăm acum unul în foc să se prăjească, sar și tu lângă el să chiui de durere lângă el, nu prea sar, că te doare chielea. Ei, așa va fi și în iad. Și conștiința nu mai lucrează când ai ajuns la desăvârșita dragoste de Dumnezeu, că atunci te hrănești din harul iubirii. Și ce înseamnă iubirea de Dumnezeu? Iubirea de Dumnezeu, spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, este virtutea pe care dacă creștinii ar avea-o, s-ar topi pământul de căldura Lui. Atâta putere dumnezească s-ar degaja pe pământ, că pământul s-ar topi. Și cineva va spune, poate demonstra cineva lucrul acesta? Tare mi se pare că poate. Și am să vă dau două răspunsuri. În momentul în care Hristos a intrat în mormânt și a ieșit din mormânt, făcând un cutremur mare și o dâră mare de lumină până la cer, de s-au cutremurat porțile cerului, când îngerul a ridicat piatra să-L vadă pe Hristos, că dorea să-L vadă pe cuvântul întrupat. Îngerii nu L-au văzut niciodată, decât să știți, ați văzut cum îi bârfa între babe, cu tare, cu tare a spus cu tare lucru. Cu tare spune lucru tare, cu tare lucru tare, cu tare lucru tare. Și s-a întins peste tot. Unii știu, unii nu știu. Dar mulți, ca și cum ar ști, povestesc mai departe ca și cum ar fi văzut ei. Ei, așa era și între îngeri. Băi, eu am fost pe pământ. I-am vestit unei fecioare că se va întrupa cuvântul în ea. Asta spunea la alt înger. Se va întrupa cuvântul în ea. Se va întrupa cuvântul în ea. Se va întrupa cuvântul în ea. Îngerul care a venit să vadă învierea, a și săltat piatra să vadă cuvântul. Stai liniștit, pe scaun cu Tatăl era Cel ce este necuprins. Deci vezi ce taină-i Dumnezeirea? N-a fost o clipă în care cuvântul a lipsit din cer. Și de ce? S-a deșertat în chip tainic. Nu s-a deșertat în chip antropomorf. Iau găleata cu lături și o duc la baie. Sau iau găleata cu aghiazmă și o torn la rădăcina pomului. Nu! A fost o deșertare spirituală la nivel inteligibil, la nivel spiritual, ca printr-o rază de soare care poate strecura căldura și vă fac și explicația tehnică. Ia o lupă, pune-o pe o hârtie și concentrează raza soarelui. Și hârtia ia foc. A aprins-o soarele sau raza? Așa a trecut și Duhul Sfânt, echilibrând cantitatea harică de Dumnezeu cuvântul din cer cu cantitatea harică de Dumnezeu cuvântul sub vrem. Adică, deopotrivă cuvântul întrupat era amestecat în deopotrivă cu cuvântul din veac. Și cum știm treaba asta? Ne spune Sinodul 4. Două firi și două voi. Una omenească și una dumnezească. În cea omenească stătea omul desăvârșit, modelul nostru absolut de intrare în rai, că așa trebuie să fim ca să vedem raiul, că altfel ai găsit moaște pe tot gardul și în tot cimitirul. Și modelul nostru absolut de îndumnezeire prin ce? Prin acest om transparent, toate darurile Duhului Sfânt treceau. Darul temerii, darul înaintevederii, darul cunoașterii, darul înțelepciunii, darul puterii, darul smereniei, toate stăteau în el. Erau alterate, erau cioplite, erau înjumătățite, erau jumătate în cer. Nu! Pentru că darurile se varsă de-a întregul. Suișuri a pus din putere în putere. Și atunci ce se întâmplă? În momentul în care fecioara consimte că nu e înșelarea Evei, își mai ia o ultimă majă de îndrăzneală și îi spune îngerului.
Vedeți ce frumos? Nu spune: iată, eu am înțeles ce ai spus. Iată, aș fi de acord. Nu. Iată roaba Domnului. Țineți minte. Iată roaba Domnului. Deci să știe clar că ea nu slujește decât Dumnezeului celui prea înalt. Și apoi spune: să îmi fie mie după cuvântul tău. Adică, dacă nu s-a putut legitima în Dumnezeu Tatăl suficient, că poate să fie o înșelare oricând, s-a legitimat în cuvântul lui Dumnezeu Tatăl. Deci în Cel care a poftit-o pe ea. Că așa spune în cântarea pe care noi o cântăm aseară la priveghere, cuvânt bun. Și limba mea este atrestie de scriitor, a scriitorului ce scrie, iscusit, și așa mai departe. Iar la un moment dat, tot în mărimuri scrie undeva, în mărimurile acțiunului respectiv, sau cum se cheamă, poleleu, spune acolo: că a poftit împăratul frumusețea ta. Dar care frumusețe? Dumnezeu a poftit frumusețea cei interioară a Fecioarei Maria. Fericiți cei curați cu inima, fericiți cei blânzi, fericiți cei smeriți, fericiți cei ce plâng. Ce era Fecioara Maria? Era biserica preînchipuită a Noului Testament, în care trebuia să se deșerte Hristos și să aducă legea darului. Adică a darurilor pe care le primise Fecioara Maria și le-a preluat și le-a dat bisericii cele vii în care noi stăm astăzi cu pereții pictați și ne rugăm. Deci cine se roagă în biserica cea vie a lui Hristos pe pământ, primește darurile care le-a primit Fecioara Maria la întruparea de la Buna Vestire. Chiar dacă vă mai doare capul, încă puțină pauză, că mai avem unea. În momentul în care a spus fie mie după cuvântul tău, are loc a doua naștere din nou a lumii. A lumii. De ce a lumii? Fecioara Maria nu se legitima în dreptul ei, ci se legitima în dreptul lui Adam cel de pe urmă cu Duh dătător de viață. Era Adam care venea să învie, al doilea Adam care venea să învie toată făptura pe care a omorât-o Adam cel din tâi, strămoșul și protopărintele nostru. Și cum a avut loc această înviere? Întâi a avut loc la nivel de suflet și apoi la nivel de trup. La nivel de suflet au înviat toți care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu. Și spune Evanghelia lui Ioan: și morții vor asculta glasul Fiului lui Dumnezeu și vor învia. Iar la trâmbița Arhanghelului și la ceasul cel de pe urmă și morții se vor scula din morminte. Deci ce va avea loc aici? Va avea loc, și aici fiți foarte atenți, n-aveți impresia că scripturile astea scrise la nimereală, va avea loc o întrupare generală. Ceea ce a făcut Hristos în Fecioara Maria se va întâmpla cu sufletul nostru la obștească judecată, când va învia toate trupurile și sufletele se vor uni cu trupul. Va fi o reîntrupare din nou, pentru că din țărâna pământului se va lua trupul fiecăruia dintre noi, pentru că așa ni s-a spus când a murit, așa se citește preotul la mormânt. Ați participat la Sfintele Mormântări când îngropăm câte un cunoscut, frate, mamă, soră, văr, socru, soacră, rudenii și așa mai departe. Și trimite, Doamne, Duhul Tău cel Sfânt, și cum spune acolo, că ai făcut omul acesta ca pe o făptură cinstită cerească și l-ai alcătuit pe el, și dezleagă trupul să se ducă din cele ce a fost alcătuit, iar sufletul de unde și-a luat ființă. Deci vezi, trupul din ce a fost alcătuit? Din pământ. Sufletul de unde? De la Dumnezeu și-a luat ființă. Cum și-a luat ființă? Și-a suflat Dumnezeu asupra lui Adam suflare de viață. Și a fost Adam cel din tâi om cu suflet viu. Capitolul 1 al facerii. De ce lucrul acesta? Ca omul să se deosebească de celelalte făpturi. De ce acum trebuia Fecioara Maria să se deosebească de celelalte făpturi? Păi trebuia. Și aici mi-am adus aminte într-o zi, mergând așa în călătorie cu mașina, că eu în timp ce șoferul mână mașina, mă tot gândesc la tot felul de lucruri citite. Și mi-a venit în minte o conexiune atât de frumoasă și am stat eu și m-am gândit, zi, zic să știi că tare deștepți au fost ființe ăștia părinți când s-a vărsat Duhul Sfânt în ei. De ce Fecioara Maria este atât de iubită de Dumnezeu și pusă și împărăteasă în cer
și împărăteasă pe pământ, și mamă de fiu întrupat, și mamă de Dumnezeu adevărat. Că am putea să spunem așa, care fără stricăciune pe Dumnezeu fiul ai născut. Nu? Pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Deci ce este de fapt Fecioara Maria? Fecioara Maria este esența pozitivă a întregii creații. Ea este de fapt ce? Pomul vieții din mijlocul raiului. Ea este de fapt cea care dă viață întregului rai pământesc. Pentru că cine vine să mănânce din ea, nu mai moare. De ce? Și cineva va spune, dar ce-a putut să dăruiască Fecioara Maria? Doar Iisus și-a dat trupul și sângele. Dar eu vă întreb pe voi acum ca oameni, Iisus Hristos, de unde și-a luat trupul și sângele? Nu cumva din Fecioara Maria? Când se zămislește copilul în pântecele mamei, din ce și-a alcătuiește organele? Nu din sângele și carnea mamei, nu de acolo se mulțește, nu de acolo crește. Deci iată de ce Fecioara Maria a fost singura persoană adevărată în concordanță cu Duhul Sfânt ca să poată cuvântul să altoiască în ea ce? Umanitatea înomenită prin căderea lui Adam în umanitatea îndumnezeită în Hristos. Și aici ce se întâmplă? Fecioara se curăță de trei lucruri. 1. Nu mai are moarte. Într-o naștere fecioria ai păzit, într-o adormire lumea nu ai părăsit. Deci noi când vorbim de moartea Maicii Domnului, vorbim cretinește, nu creștinește. Maica Domnului n-a murit, a adormit. Și de ce a adormit? Ca să împlinească un cuvânt al Scripturii care spune așa, că într-o clipeală de ochi toate vor fi la judecate și se vor transforma. Ce înseamnă? Uite, eu am clipit deja din ochi. Așa a fost Fecioara Maria. A închis ochii lumii acesteia la vârsta de 60 de ani când a murit ea în muntele Elion sau muntele Măslinilor, unde a găsit-o pe ea atunci momentul și s-a vestit de la înger tot din nou cu stâlpare. Vezi că fiul tău te cheamă la cele veșnice? Și în momentul în care a închis ochii pe catafalt, ea, de fapt, i-a închis lumea acestea ca să-i și deschidă în lumea cealaltă. De aceea, dacă vă uitați, nu știu pe aici dacă este pictat, ați văzut întotdeauna la adormirea Maicii Domnului, este Iisus Hristos cu un sufletel în mână. Ăla este sufletul Maicii Domnului. De ce Hristos s-a preocupat personal ca sufletul Maicii Domnului să fie dus de El la cer? Asta e taina. Care mai era în adâncimea tainei? Îngerii nu mai cunoșteau. Cu toate că erau îngeri. Deci îngerii au puteri limitate, au puteri mărginite. Îngerii nu cunoșteau ce? Pe cea care l-a purtat pe Iisus. De ce nu o cunoștea? Pentru că era smerită. Pentru că făcea acte de generozitate în numele fiului ei. Intră la nunta din Cana Galilei și spune cu o smerenie covârșitoare, fiule, nu mai au vin. Ce era Maicii Domnului să zică, fiule, mă duc să le prefac niște apă în vin, că uite, îs și eu preocupată de nunta aceasta și să nu se rușineze mirii. Nu. Fiule, nu mai au vin. Și Mântuitorul ce frumos pecetluiește smerenia. Femeie, ce ți este mie și ție? Ce vrea să-i spună Mântuitorul aici? Darurile tale și ale mele sunt la fel. Puteai nici să nu mă întreb. Dar Maica Domnului ce știa? Știa ceea ce născuse și atunci aștepta. Și în momentul acela Iisus, care cunoaște gândul Maicii Domnului, îi răspunde foarte frumos și spune, ceasul meu n-a venit încă. De ce a spus Hristos treaba asta? Ce era sonat, așa s-a trezit deodată să afirme, băi, eu sunt șmecher aici. Nu. Nici vorbă. I-a răspuns Maicii Domnului cu a cărei gândire era la fel gând în gând. Nu i-a spus, mamă, ceasul meu n-a venit încă. Și
Și ce îi răspunde Maica Domnului? Ar fi fost de drept și de fapt să aibă loc o contradicție, adică Maica Domnului să se simtă puțin jenată sau ofensată de faptul că fiul i-a spus pe un ton atât de categoric: femeie, ce mi-este mie și ție, ca și cum am spune noi astăzi în termenii noștri, nu te băga, nu te amesteca, nu. Maica Domnului a înțeles sensul cuvintelor dumnezeiești și era un mare pericol când preajma lui Iisus nu erau numai prieteni, erau și dușmani cât în cape, care abia așteptau să-l prindă în cuvânt, în fapt, în tot. Și atunci, ce frumos spune Maica Domnului: faceți tot ceea ce vă va spune El. Ați văzut ce frumos l-a legitimat pe Iisus? Eu știu, eu cunosc, eu am trăit, eu am gustat. Faceți tot ce vă va spune El. Și atunci ce a făcut Iisus? A binecuvântat nunta din Cana Galilei și apa s-a făcut în vin. Nu le-a făcut vin și apoi a zis: hai să vă binecuvintez și pe voi. Nu. În clipa în care a făcut binecuvântarea mirilor, apa se prefăcuse singură în vin. Mergând mai departe în interiorul tainei, ce nu cunoșteau îngerii? Nu cunoșteau cine este Maica Domnului. Și de ce nu cunoșteau cine este Maica Domnului? Pentru că nu știau, se născuse pe pământ. Dar vine Fiul și ia sufletul, se deschid cerurile ca la bobotează, se deschid cerurile ca la înviere, ca la înălțare. Și sufletul Maicii Domnului pleacă curat spre cer în cântări de îngeri, însoțit în același timp de ce? Și de trupul care avea să vină din urmă, strălucind până de-a dreapta treimii. Pentru că de unde știm confirmarea aceasta? În clipa în care Toma, a picat iarăși pe el păcatul. Zice: vreau să văd și eu pe stăpâna. Și când a ferit lespedea mormântului, era mormântul gol. Deci ce a făcut trupul? A urmat apocalipsa aceea care într-o clipeală de ochi, de ce au acoperit mormântul? Ca să doarmă Sfânta Fecioară? Și când au venit să dezgroape și să mai vadă pe Sfânta Fecioară, mormântul gol, că n-au ferit lespedea la o parte. Aici e termenul de dezgropare. Acolo nu-i ca la noi cu țărână. Acolo e doar petroaie și lespes. Trupul urma calea sufletului. Și ce știau îngerii? Știau cea mai frumoasă cântare. Cuvine-se cu adevărat. Deci acum își dădeau seama în ce a constat taina. Să te fericim pe tine, Născătoare de Dumnezeu. Deci vedeți ce frumos îngerii ce cântau. Născătoare de Dumnezeu. Și aici ce frumos urmează cântarea. Cea pururea fericită. De ce? De cea pururea fericită. Păi ce femeie mai are putere să stea de-a dreapta tronului Sfintei Treimi? Și prea nevinovată. De ce prea nevinovată? A răbdat toate insultele posibile și imposibile. Tânără lângă un moșneag logodită de 90 de ani, dreptul Iosif. Văzută cu pântece la gură, hulită de nazareni, de nazarineni și de iudei și de cei care nu credeau în înviere, arătată cu degetul la înviere, huiduită de ostași romani. Și Maica Dumnezeului nostru, auzi ce spun îngerii, și Maica Dumnezeului nostru. Deci, ce văd îngerii? Văd pe Fiul lui Dumnezeu, care n-au avut ocazia să-L cunoască nici Lucifer, care din cauza înălțării minții lui a și căzut. Îl văd pe Fiul întrupat. Dar de ce s-a întrupat Fiul? Cu scop sau fără scop? Cu scop exact și precis. Care era scopul exact? Să îndumnezeiască firea noastră umană, odată, dar să ia firea asta de carne și să o pună de-a dreapta Tatălui. Adică, dându-i această putere, diavolul nu se va mai putea apropia niciodată de ea. Dar în ce fel? Ne spune Apocalipsa. Și când va fi semnele sfârșitului vremurilor și va veni sfârșitul, îngerii lui Dumnezeu îi va căuta pe cei aleși și îi va însemna pe frunte cu semnul Tau, adică semnul crucii, cum era în vechiul Imperiu Roman, Tau ăla, dacă ați văzut, tot Ierusalimul e numai steaguri, cu un T tăiat de un zero, care înseamnă puterea timpului în Hristos, Alfa și Omega. Ei, în momentul în care aveau un chip nevăzut, pentagrama aceea pe frunte, deci erau cunoscuți de drepți ai Domnului. Ei,
Iată, de același lucru s-a bucurat și firea omenească de-a dreapta Tatălui. Deci Satana, când venea de acum să se apropie de un drept, se frigea de puterea Dumnezeirii, de harul lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu. Deci nu mai avea ce căuta în rai. Că atunci ar fi fost exact ca la un joc de table. Dau eu cu zarul este 6-6, poartă în casă la tine. Dai tu 3-4-5, îmi faci tu poartă în casă. Deci vii tu din nou și te bagi. Nu mai era așa. Heruvimul cu sabe de văpaie stă la ușa raiului, dar nu mai stă ca un ușier. Stă ca un străjer. Are cruce? Intră. N-are cruce? Încercați la ușa din stânga. De ce? Cei care nu au semnul Fiului Omului nu sunt al lui Dumnezeu. Și unde scrie aceasta? Tot în psalm. Toți sunteți Dumnezei și fiei celui prea înalt. Că tu faci pe îngerii tăi duhuri și pe slugile tale pară de foc. Deci vezi ce frumos? Și în clipa în care îi spune și Maica Dumnezeului nostru, acum pământenii au cântat și ei cum s-au priceput. Deci cum s-au priceput și ei. Deci finalul cântării, că ați văzut acțiunea din două părți. Cuvinte-se cu adevărat să te fericit pe tine născătoare Dumnezeu, cea pură fericită și pe aia vinovată și Maica Dumnezeului nostru. Și acum urmează. Ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii. Adică heruvimii au căzut că l-au avut pe Lucifer. Și mai mărită fără de asemnare decât serafimii. De ce? Că și serafimii s-au lăsat, deși aveau flacăra puterii rugăciunii și aveau tot focul Dumnezeirii, au căzut în înșelarea lui Lucifer. Așa spune Isaia, o stea de dimineață care ai căzut din cer și ai târât cu tine a treia parte din stelele cerului. Deci a căzut mulți îngeri, iar Sfântul Dionisie Areopagitul spune așa, că din căderile mai marilor cetelor cerești, pentru că și ele au ierarhii, de acolo s-au format generalii iadului sau vămile văzduhului, care în tradiția populară înseamnă judecarea sufletului în judecata particulară pe parcursul până la întâlnirea cu tronul Dumnezeu a treia zi de la moarte. De ce v-am amintit lucrul ăsta? Care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut. Deci vezi ce frumos? Spun îngerii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Dumnezeu cuvântul. Adică ce a făcut? Cuvântul lui Dumnezeu s-a îndumnezeit în oameni. Așa a rămas cu moaște Sfânta Parascheva, așa a rămas Ioan Iacob Hozevitu, așa a rămas Ioan cel Nou de la Suceava, Filoftea de la Argeș, Dumitru Basarabov, Grigorie Capolitu, Tatiana Craiova, Iosif la Partoș, nu stăm să-i numărăm toți sfinții neamului și ai veacului. Deci s-a întrupat cuvântul în ei, au devenit trupuri sfințite, dătătoare de harismă și de har. Nu cum i-au zis câteodată pe idioți ăștia, relicvele sfințite. Și un rahat poate fi relicvă. Și o copită de bou și un corn de vacă. Deci moaștele sunt trupuri sfințite, nu relicve. Relicvă e un os de dinozaur, un picior de crocodil, ce găsești tu prin expediții. Deci trupuri îndumnezeite și sfințite. Și ce sunt aceste trupuri îndumnezeite și sfințite? Trupuri în viață veșnică încă din viața aceasta. De aceea izvorăsc mir, de aceea dau tămăduiri, de aceea vindecă bolnavii, de aceea izgonesc duhurile, de aceea dau sănătate și ne apăr atunci când ne închinăm, le atingem și le sărutăm. Deci asta este esența. Așa a devenit trupul Maicii Domnului în momentul în care a adormit. Mutat-i tăi la viață, fiind Maica Vieții și cu rugăciunile tale, deci auzi ce face la tronul treimii, nu pune panseluțe, nu croșetează, izbăvești din moarte sufletele noastre. Deci iată rolul Maicii Domnului. Iată ce a adus buna vestire, ne-a adus o biserică vie, ne-a adus un rai cuvântător, ne-a adus o masă sfințită, ne-a adus un scaun de heruvim, ne-a adus o porumbiță dumnezeiască, ne-a adus un spic nearat, o scara lui Iacov și o stea. Deci iată ce este Fecioara Maria. De ce v-am amintit toate aceste lucruri? Ca să înțelegeți că întruparea a fost un act care a scutit-o, sau dacă vreți, a izbăvit-o pe Maica Domnului de putreziciunea, care noi toți murim și ne împuțim, de pofta trupească în care noi ne aprindem, de aceea botezăm copiii când se nasc, fiindcă poartă păcatul animalic prin care au fost zămisliți, și v-am mai spus odată remarca aceasta,
Dacă ar fi pruncuții noștri să se nască după pofta sălbatică care ne împreunăm noi fără socoteală și măsură, ar trebui să iasă niște moști, dar ies frumoși și feciorelnici. Adică ce a făcut Dumnezeu, chipul, Dumnezeu, omul, ne-a sfințit trupurile noastre animalice. De aceea Panaiotis Nela a scris o carte care se cheamă Omul, animalul îndumnezeit. Adică dacă noi nu ne-am fi îndumnezeit cu suflet viu, cu cuvânt, cu inteligență și nu ne-am fi sfințit prin împărtășire și unire cu Hristos în Euharistie, eram mai periculoși decât câini. Și vedeți ce mâncătorie între oameni, cu toate că au putere inteligibilă. Dar închipuiți-vă să le lipsească simțul dumnezeesc. Ar fi numai sânge. Pentru că așa suntem creați în duh animalic și diavolul caută pe cine să înghite. Ori Fecioara Maria și Mântuitorul Iisus Hristos au adus cele două măsuri. Hristos a spus așa, jugul meu e bun și povara mea ușoară este. Eu sunt blând și smerit cu inima, învățați la mine să aveți odihnă sufletelor voastre. Iar Fecioara Maria a spus așa, să-mi fie după cuvântul tău, acest fie veșnic, acest fie de la Buna Vestire este egal cu schimbarea de la Tabor. Ce a pățit Fecioara Maria, ce a pățit, ce a trăit, că nu-i termen corect, ce a trăit Fecioara Maria în clipa Bunei Vestiri, a trăit Hristos pe Tabor când au căzut ucenicii cu fața la pământ. Și dacă ar fi fost de față cineva când Fecioara Maria a convorbit cu Îngerul, tot cu fața la pământ cădea. A fost singura care a putut privi cu ochii minții deschiși dincolo de transcendentul și umanul din noi. De aceea trebuie să fiți mândre, toate babele și femeile și fetele și copilele și bătrânile și bunicele, că strămoașa și modelul vostru absolut este Maica Domnului, care a ridicat rușinea femeii pentru toate veacurile. Chiar dacă noi azi mai folosim termenul ai femeie, e femeie la modul figurat, adică că e neatentă, e zăpăcită, e împrăștiată, e nu știu ce. Dar Hristos i-a dat aceeași valoare și putere de a sui în rai pe aceeași egalitate cu omul. Deci, indiferent că ești om, indiferent că ești femeie, indiferent că ești bărbat sau că ești bătrână sau tânără, în Împărăția lui Dumnezeu nici nu se însoară, nici nu se mărită. Acolo nu mai este bărbat și femeie, toți sunt ca îngerii. Fecioara Maria a demonstrat acest lucru și Evdokimov spune foarte, foarte frumos. Spune așa Evdokimov. Ce au făcut bărbații timpurilor cu sabia și puterea și armatele, Fecioara Maria a făcut cu smerenia și cu cuvântul. Unii au ajuns arhistrategii oștilor pământești, conducători și stăpânitori ai lumii de șarte și trecătoare, iar Fecioara Maria, cu două cuvinte pline de smerenie, a biruit cerul și a devenit întâia stătătoare între sfinți și întâia arhistrategă a oștilor cerești, căreia îi se închină heruvimii, serafimii, arhanghelii, domniile, stăpânitoriile, domniile, puterile, tronurile, îngerii și celelalte puteri care mai sunt în cer. De ce v-am spus lucrul acesta? Ca să înțelegeți că de aceea i s-a și spus când s-a cântat în Paraclis. Fecioară mai înaltă decât cerurile. Ce a făcut? A răsturnat ierarhia, Sfântul Maxim Mărturisitorul. A plecat din poziția de trup pământean cu suflet și a ajuns în poziția de stăpână a îngerilor. Deci noi când spunem cerurile cerurilor, ne referim la ierarhiile cerești. Ea a ajuns deasupra ierarhiilor cerești. De ce? Unde și-a dorit Satana să stea, punându-și tronul deasupra munților de miază noapte, să fie deasupra cerului prea înalt, a ajuns să stea Fecioara Maria. Deci, vedeți? De aia spune, izgonitoarea dracilor, stăpânitoarea iadului, nu au putere. Dracii, când o văd exact ca de Sfânta Cruce, se tem și se cutremură. De ce? Pentru că este singura care îi poate lega. Și am să vă dau și o pildă scurtă. Sfântul Atanase din Aton, la un moment dat, sunt acolo doi pini de vreo 1000 de ani, în ograda mănăstirii, doi chipariși. Și ajunsese la așa măsură Sfântul Atanase, că avea puterea să-l vadă pe dracul cu ochii deschiși. Și a văzut odată cum îi chinuia pe călugări. Unul cu urvia, unul cu lenia, unul cu foamea, unul cu trândăvia, unul cu cârtirea, cu tot ce îi chinuie pe oameni. Și s-a mâniat Sfântul Atanase și a luat un toiac și a început să-i bată.
Când a intrat în biserică la icoana Maicii Domnului se închine, fiindcă acolo este cea mai frumoasă și mai veche icoană din tot Sfântul Munte, și am să vă explic și aceasta ca să închei predica, vă, că v-am umplut capul de dogmatică și nicio poveste. Maica Domnului îi spune din icoană, Atanasie, nu-i mai bate, lasă-i în pace, zice, sunt și ei nenorociți în felul lor, știi că dacă ei n-ar fi, voi nu v-ați mântui? Și Sfântul Atanasie spune, dar cum, dar noi luptăm împotriva lor, noi vrem să scăpăm de ei.